astfel de condiții sunt obligați să trăiască localnicii din Cernătești. De ani de zile, două femei au început să adune pe lângă casă câini, iar de atunci traiul localnicilor a început să se transforme în calvar. Una dintre ele a adunat aproape 300 de câini, iar cealaltă 80 de câini și peste 40 de pisici. Acum, mirosul și gălăgia au devenit infernale. Joi, o echipă formată din reprezentanții ai prefecturii, Direcției Sanitar-Veterinare, Direcției de Sănătate Publică și Garda de Mediu s-a deplasat la fața locului. Primele discuții au fost purtate la primărie, chiar în fața primarului din Cernătești, care nu mai știe ce să facă pentru a stopa această situație. Da, un singur loc, ascultați-mă, Daniela, ascultă-mă aici. O să vă duceți amândouă în același loc? Eu nu o să dau pentru fiecare bar. Eu nu creez un precedent să dau locuri pentru câini, să decrescut câini în Cernătești. Noi n-am terminat legea fondului funciar, eu n-am gândit să știu unde am teren și nu am la dispoziție. Spuneți, mergeți acolo. Dacă în timpul dialogului femeile au dat dovadă de înțelegere, odată ajunse la domiciliile celor două iubitoare de animale, autoritățile nu au fost lăsate să intre să facă verificări, dar în același timp se vaită că nu se bucură de înțelegere. Pas îngrozitor, nu se poate, deci miroase hoit! A hoit miroase, cred că aveți cadavre. Luați-o pe canal. Salută-o în canal. Îmi permite să intru în curte? Nu, că nu vreau să risc să nu se întâmple ceva. Nu. Eu ce vă spun, îmi permite să intru eu în curte? Vreau să văd dacă sunt animale moarte. Nu, la mirosul ăsta este insuportabil. Eu mă mir că oamenii ăștia până acum n-au făcut nimic. Sincer. Eu am făcut ce am putut. Da? Nu asta. Nu se poate. Departe, Doamnă, vă rog frumos, da? Stați o săptămână aici, dormiți aici. E asta vreau. Aici. Asta așa. Vreau. Așa. Asta vreau. Un an de zile vreau. Mergem, facem cerere, solicităm la Consiliul Local. La Consiliul Local obligatoriu. Și vă mutați. Da. Te mai întreb o dată. Da. E permis lui doamna prefect să... Nu permit la nimeni fără mandat să-mi intre în curte. Îmi cer scuze. Dacă este greșesc... prefectul județului. Da, știu și o respect pe doamna prefect. Am n-o vrut respect. Să discut, ba da. N-o respect pe toată lumea. Respectai, în schimb, noi nu am doamna fost a venit să te ajute, nu să-ți facă. Deci, noi n-am eu fost vreau respectat să văd... Lăsați-mă nimeni. Doar atât. Da, vă las. Să văd. Pur și simplu ce aveți. Așa. În tot acest timp, vecinii sunt obligați să suporte mirosul și gălăgia. Unii dintre ei chiar s-au gândit să-și mute domiciliul, doar pentru a scăpa de calvarul prin care trec. Oamenii nu-și doresc decât o viață normală și înțelegere mai multă din partea celor două iubitoare de animale. Pot să suport. Nu mai putem! Din 2009 ne luptăm cu autoritățile și nu face nimeni nimic. Nimeni nimic. Eu nu mai pot suporta. Uitați, ascultați, suportați aici, de ce nu? Gălăgie, mizerie. Totul, gălăgia, mirosul, praful, noi nu putem dormi, mama mea e persoană cu handicap, nu poate dormi noaptea, soțul meu are eczemă pulmonar, eu sunt operată, toți vecinii de aici nu pot dormi și nimeni nu ne ajută cu nimic. Are mult, doamnă, are peste 60-70 de câini și are și pisici, pot, are o cameră, numai pisici, numai ce aici o grămadă. E nenorocire, nu se mai poate, e miros. Cât sunteți aici în zonă? Suntem câteva familii, suntem vreo 5 în sus, mai sunt vreo 3 aici, plus aici maidanul ăsta, toți. Pe aici mergem la biserică, pe aici la stație, pe aici la magazin, pe aici nu e drum. Aude zgomotul și la un kilometru. Avem vecini care și de la un kilometru distanță, păi noaptea e groaznic. Noaptea ei ne întreabă cum putem să dormim aici. Cum mă lăiești ca să nu vii pe aici, așa, că nu poți, mama e miroase. Să se mute de aici, doamnă! Să se mute de aici! Soluție. Ea curățenie nu o să facă niciodată cum trebuie. Ea nu are... Nu face curat, nu are firmă, nu are niciun contract cu nicio firmă de carisaj, cu nicio firmă de curățenie, cu nicio firmă de ridicat gunoi, cu nicio firmă de nimic. Miroase așa în grăzător. Nu are curent electric, nu are condiții. Eu foarte greu, doamne, dacă vreți să mă credeți că nu mai putem să suportăm din cauza și la câinilor, și în poarta cu alea,
Nu mai putem, vă rog frumos să luați măsuri în privința, că ne-am săturat. După controlele din teren, cele două femei au fost chemate din nou la primărie, unde au fost sancționate și au primit obligația ca în maximum 3 luni să mute patrupedele din actualele locații. 4 instituții, inclusiv Inspectoratul Județean de Poliție, Garda de Mediu, Direcția Sanitar-Veterinară și Direcția de Sănătate Publică vor trebui să aplice prevederile legale și cu termene clare, scadente, astfel încât să intre în legalitate. Am discutat cu cele două doamne proprietare a acestor adăposturi, să le spun între ghilimele, pentru că nu respectă normele, cum v-am spus, și au luat angajamentul că în 3 luni se vor muta, indiferent cum, aceste adăposturi nu pot rămâne în continuare funcționale lângă aceste case de locuit. Nu vi s-a permis accesul, să vedeți cum sunt amenajate, să vedeți dacă animalele sunt crescute cum trebuie, îngrijite cum trebuie. De ce credeți că au făcut treaba asta? Pentru că au de ascuns ceva. E clar că au de ascuns ceva și atâta timp cât au domiciliu și nu-mi permit accesul, eu nu pot să intru într-o proprietate personală. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respecte legea. În acest moment, cele două iubitoare de animale profită de legislația aflată în vigoare, care nu prevede câte animale de companie poate deține o persoană, astfel că împotriva femeilor nu se poate întreprinde decât o acțiune în instanță.